Bun, cum stați cu tensiunea? Pentru că... Da? Să explice cum vinde el tensiune. Cum rezolvă problemele cu tensiunea în online? Hai să-l aplaudăm. Bună seara, sunt Dan Tuguzea, am 47 de ani, abia am venit, 3 copii și o singură nevastă. Lucrez cu Cosmin din 2009, incredibil, dar așa e. Suntem 12 angajați acum, facem 2 milioane de euro pe an, cifră de afaceri. Am început vânzând acumulatori mici de camere foto-video. Vindem în continuare, de la baterii de ceas până la baterii de tancuri, elicopter sau orice alte lucruri. Am 3 sfaturi să vă dau, dar prima dată, dacă pornește prezentarea. Primul sfat este să încercați, că nu știți în toate nișele în care activați, care dintre tool-urile care v-au fost prezentate mai devreme funcționează sau nu. Începând cu TuPerformant, SmartBuild, SEO și așa mai departe. Încercați-le, puneți un buget mic la început, dar încercați-le că doar așa veți trage concluzia proprie dacă nu funcționează sau nu. Nișele se dezvoltă și nu știți de unde va sări iepurile SEO sau spre ce zonă vă veți duce. Așa am început noi, așa am făcut noi, am încercat tot timpul. Ăștia sunt 2 dintre companiile mari pe care le reprezentăm. La un moment dat au fost numărul 1 în piața lor. Unul e un producător de baterii american, al doilea un producător de panouri fotovoltaice, tot american. Am pornit în 2009, vânzând baterii. Acum ne-am diversificat și am încercat în timpul să ne dezvoltăm know-how-ul și să încercăm să punem în aplicare soluții. Acum vindem panouri fotovoltaice, stații de încărcare, invertoare și baterii și le integrăm. Okay? Deci de la acumulatori mici, de camere foto-video, de la baterii de ceas. Apropo, știu câte baterii aveți acasă. În medie 112 baterii aveți în fiecare casă, în medie din Europa și la România la fel. Să le numărați, sunt 112. Ok? Deci de la produse care costă 3 lei putem să furnizăm produse care costă sute de mii de euro. Asta, de exemplu, este o hală care are 3.000 de panouri fotovoltaice în România. A fost inaugurat în 2018. Ce propunem noi acum, pentru că suntem un site de vânzări, dar propunem mai mult decât atât, propunem soluții de eficientizare a consumului de energie. Fiecare din căutările care se fac pe site-urile dumneavoastră sau pe Google, are un consum de energie. În România, cu fiecare căutare pe care o faceți, mai arde niște cărbune. Sau mai tăiați un căpăcel. Atenție să nu folosiți resurse nesustenabile. Sustenabil înseamnă refolosire. Acumulatorii înseamnă refolosire. Ok? Produci, de fapt, consum energie ca să produci o baterie, un acumulator, dar de fiecare dată când o folosești, tu refolosești acel produs. Da? Bateriile primare, ca să vă imaginați, într-un an de zile în lumea asta, bateriile primare înseamnă drumul puse cap la cap, înseamnă drumul de la Pământ până la Lună și înapoi. Care ajung, nereciclate fiind, în Pământ și nu se mai reciclează. Ok? Deci folosiți acumulatori, refolosiți lucruri, încă o dată în fiecare an, în lumea asta, bateriile primare puse cap la cap, de la Pământ până la Lună și înapoi. Și pentru că credem în refolosire și revalorificare, toate lucrurile astea minunate de aici le facem noi. Asta este o fermă care este independentă energetic. Pardon, scuzați. Dreapta sus. Acolo este un tracker care se învârte după soare. Asta e Suceava, asta e Fundulea. Asta este o instalare din Grecia, pe o insulă. Și asta este la lângă București. Panourile astea își produc energia și dau lumină pe partea asta, deci nu există niciun cablu de aici până aici. Astea sunt sustenabile. Se încarcă ziua și se descarcă noaptea. Ce mai facem noi? Mai susținem diverse inițiative
ONG. Acesta este casa solară de Caplon, care a luat locul cu 4 în Dubai, o casă eficientă energetic. Da? Doi este casa Over 4, care a luat locul 3, tot așa, o casă eficientă energetic, care are panouri deasupra și își produce energia, să spunem, într-un mod sustenabil, până la 70% de necesarul de energie. Și o chestie mai sensibilă este că în România sunt, as we speak, 100.000 de gospodării fără energie electrică. Sunt familii întregi care nu au pozut și nu au nicio sculă electrică în casă. De aceea susține firma Iorița. Ei instalează mici sisteme fotovoltaice în locuințe care nu au energie electrică și dacă veți vrea vreodată să îi susține sau să susțineți toate aceste 100.000 de gospodării fără energie, puteți să faceți ori pe site-ul nostru, ori direct către ei, sau să participați la o instalație cu muncă fizică, de cărat, de montat. O să vedeți o satisfacție imensă. Când luăm o familie, să spunem, cu 3 copii, le pui lumină chiar în ziua în care te duci acolo. Ok? Deci, încă o dată încercați, toate tool-urile care au fost prezentate astăzi, Smart Build Performance, SEO, mai am o chestie foarte scurtă, să știți că SEO la GOMAC funcționează. Noi am pus un, săptămâna trecută am pus un invertor, o chestie care transformă curentul din curent de baterie în curent alternativ de priză. Și am primit o cerere din Tanzania. Deci l-am pus săptămâna trecută și nu exagerez. Și alaltă am primit o cerere din Tanzania. Noi expediem teoretic oriunde în lume, avem clienți și din India și din Uganda. Deci încercați. Nu e ușor. În primii 2 ani am adus bani de acasă, în fiecare lună. Încercați, pentru că doar așa veți trage concluziile proprii, către ce direcție vreți să mergeți, către ce vreți să specializați sau supra-specializați. Cea mai bună interfață cu clientul sau cea mai bună know-how din domeniul respectiv, voi aveți și voi îl puteți prezenta clientului și dacă puteți să ambalați asta într-un mod corect și repetitiv, o să aveți succes. Mulțumesc! Cine era?